Pauză, 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 pauză. Gata, relax. Fetițele sunt prietenele noastre aici la Neața și nu știu dacă știți, dar la categoria Large Group Mini Acro, fetele au luat bronz la Barcelona la Cupa Mondială. De fete se ocupa Adina Popa, iar în cazul acestui grup, pentru că și fiica sa e în grup, Oana Ioniță este doar mama, așa mi-a zis. Vei, aici sunt eu doar mama. Doamnelor, domnilor, avem 14 fetițe, fiecare cu părerea ei, fiecare cu mersul ei, dar noi avem și o dilemă. Cine ne-a pus pietricelele pe față? Pentru că în spate sunt mai mulți tați decât mame. Nu știu dacă știți, hai să caut un copil sincer. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă în spate sunt mai mulți tați decât mame, înseamnă că unele pietricele au fost puse chiar de tați, nu? Nu! No. Păi cum nu? Nu! Ha. Dar e vreun tată care știe să facă coc? Da! Da? Deci da. Nu e numai șofer. Coc, rochiță și de pietricele se ocupa altcineva. Da! Am înțeles. Să le păstrezi. Eu am văzut că ești foarte serioasă în timpul dansului, nu zâmbești deloc. Nu e adevărat. Cum nu? Se zice că ești cea mai serioasă față din tot grupul. Ia, fă o față serioasă. Bravo. Cât poți să ții? 10 secunde? Nu cred. Cred că te buvnește râsul. 10, 9, 8. Bravo. Unde e gândacul? Unde? Gândacul? Mă chinui de un an să fac gândacul ăsta și nu-mi iese, îmi iese varză. Deci imit o varză. Ce, cum se cheamă ce faci acolo când faci linghișpirul ăla? Ceasul. Poftim? Ceasul. Ah, ceasul pentru că este... Am înțeles. Bun. Fiți atente, am nevoie de ajutor. Eu îmi țin ziua acum în vară. Îmi țin ziua în vară. Mini Oana Ioniță. Și vreau să vă chem la ziua mea, dar aș vrea să organizez după mintea voastră. Adică ce n-ar trebui să-mi lipsească de la petrecere? Ce ar trebui să se întâmple la petrecere ca să ne distrăm? Vino cu o idee. Lumini. Să am lumini, bun, dumneavoastră. O balerină. Să am o balerină. Numai una? Mai mult. Tu ce ai aduce la mine la petrecere? O gimnastă. O gimnastă, deci balerină, gimnastă și lumini, dumneavoastră. O petrecere reușită. Da. Animale? Da. Ce cățeluși. Animale? Cum? Cățeluși. Sau mulți cățeluși. Cățeluși, gimnastă, balerină, lumini. Stați să vin prin față. Nu că e organizată treaba. Ce ai vrea să ai la petrecerea ta și aș putea și eu sunt foarte bogat? Pisici. Cățeluși? Cățeluși, pisici, o balerină și o gimnastă. Tort. Să am tort. În sfârșit, rămâneam flămânzi cu fetele astea. Ce ai vrea să aduc la petrecere neapărat ca să ne distrăm de minune? Ghemuri pentru pisici ca să vedem cum se joacă. Ghemuri? Da. Pentru pisici, să nu stea pisicile, se plictisească. Ce ai vrea să aduc, gândacule, la petrecere? Ce să am? Băutură. Oana, ni s-a stricat balerina, adune alta. Asta-i dumneata aici. Hai înapoi. Cu bubbly de-asta, de copii. Băutură de copii. E bine să fim hidratați. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce ar trebui să am la petrecere să fie grozavă și să vii și tu? Că eu te simt că n-ai prea vrea să vii, că vezi că sunt bătrân și barbă și crezi că nu ne distrăm, dar ne distrăm. Ce ai vrea să am neapărat la petrecere? Papagali. Avem. Din două telefoane se reduce, se rezolvă. Prăjituri. Prăjituri. Ciocolată. Yay! În sfârșit ne înțelegem de la băutură, vedeți că s-au reglat lucrurile. De la băutură încoace ne-am reglat. Baloane. Baloane. Totul. Să avem totul? Da. Draga mea, dar eu am totul. Pentru că sunt... Nu sunt. Oh. Păi măi, domnișoare, ia vin un pic în față.
Vezi? Noi de la... Cum o cheamă pe prima colegă? Sabina. De la Sabina încoace, noi tot ne gândim. Tu îți dai seama că până aici nu te-ai putut hotărâ? Păi tu îți dai seama iepurașul și moșul ce probleme au amândoi? Ți-aș aduce... Ți-aș aduce cadou un gândac. Mulțumesc! Îmi sunt și ceva util, că eu primesc numai cadouri inutile. Acum vă fac ceasul. Pe fetele găsiți pe Dance Planet, bine, nu pe ele, ci pe oamenii care se ocupă, pe stafful lor. Și dacă aveți de gând să vă dați copilul la un sport amestecat cu artă și vreți să-l țineți ocupat pe durata verii, eu zic să le căutați pagina și să vă inspirați. Mergem la...